dată. Da. O consider pe CSEA Steaua? Ce anul e continuare? E Steaua, da? Sau FCSB? Nu, eu zic că FCSB este. Tu zici că FCSB este Steaua. Da, FCSB este Steaua. Și asta e o nou înființată echipă care este a preapărat maestru. Este o nouă societate din anul 2017. Păi, de ce nu i-a zis domnului Becali în 2013 sau când a preluat dânsul... 2003, când a preluat dânsul echipa Steaua, că, băi omule, vezi că tu nu e Steaua. Da. Te ocup cu altceva. Păi nu, atunci toată lumea, toți generalii au jucat cu titulatura de Steaua. Eu, fiind manager sportiv la Rapid, m-am bătut cu Steaua, patron era domnul Becali. Adică, cum? Așa, dintr-o dată, așa fiecare, uite și acum, Dinamo. Adică dacă domnul Egoiță nu mai este, vine domnul Badea și înființează o societate nouă și ăla e Dinamo sau cum, nu înțeleg. Cam așa se întâmplă. Bun, CSEA nou înființată în 2017 are totuși palmaresul, că așa spun instanțele, în fotbalul românesc, până la urmă decid instanțele, asta e situația. Se face petrecere mare pentru că se inaugurează, uite, avem imagini cu noul stadion din Ghencea, stadionul Steaua. Cum ți se pare stadionul? Senzațional. Da? Senzațional. În alte ordine de idei, așa, mă bucur pentru, chiar dacă trecutul meu este la Rapid și la Dinamo, mă bucur foarte mult pentru fostele glorie ale Stelei. Eu am avut întotdeauna respectul ăsta pentru valori, așa am fost crescut. Și am crescut și cu ei. Sunt niște jucători uriași din istoria României și trebuie respectați cum este. Da. Eu cred că dacă FCSB făcea lucrul ăsta, așa, era stadionul plin. Asta e părerea mea. Interesant. Dar te întreb altceva. Din ce știi? Și știm cu toții ce vedem, ce spune tribunalul. Crezi că s-ar putea ajunge să se întoarcă situația? Să se vină, să se spună la recurs, stați domne, că FCSB este a? Ce părere? Păi da, și să poată să lase societatea respectivă numai din anul 2017. Ce se astea? Păi n-ar mai fi. Nu știi ce se întâmplă? Cei care apără FCSB, interesele FCSB, au spus că au cerut actele constitutive de la început ale Stelei, iar cei de la armată au refuzat și au spus că ar fi în defavoarea lor în procesul de palmares. Păi mai mult de atât, ce vrei? Exact. Înseamnă clar că, domne, dacă îți dăm actele, înseamnă că se schimbă situația pentru noi și nu ne convine. Exact. Și acum cei de la FCSB încearcă să le forțeze mâna să scoată actele. Deci ăsta ar putea fi un punct de cotitură. Mai mult decât atât, știm foarte bine, CSEA Steaua nu are drept să promoveze Liga 1. Asta e o mare problemă. Este o mare problemă și nu știu ce a fost în capul lor. Cred că o ambiție pentru, până la urmă, ai demonstrat domnului Becali că... Crezi că a fost o ambiție? Pentru că s-a purtat rău cu gloriile. Ți-au ce aminte? Cu siguranță. Cu siguranță. Nu numai, dar și... Eu n-am vorbit niciodată cu domnul Becali, vă spun sincer, dar eu sunt corect. Eu spun lucrurile care le simt și le văd. Nu i s-au întâmplat lucruri normale. Adică am investit foarte mult. Dar și pentru, poate, și pentru comportamentul pe care aduți adevărat, aminte când dădea cu mâna pe bilete, zicea să vină gloriile Stelei. E adevărat, dar el atunci făcea un spectacol de ăsta mediatic. Dar el ca om nu e așa. Adică okay, nu e nici pe departe okay, așa. Da, dar pe de altă parte vorbim totuși de niște, pentru România, pentru fotbalul, de niște zei. Corect. Vorbim de niște oameni care au câștigat Cupa Campionilor Europeni. Și au mai jucat și o finală, și au câștigat și o Super Cupa Euro. Așa, da. Deci e ca și cum, păstrând proporțiile, îi faci lui Cristiano Ronaldo, îi facă băieții de pe Real Madrid, vină să-ți iei bilet. Nu cred că îi se întâmplă lui Ronaldo așa ceva. Niște gesturi de... Păi, și asta vreau să zic. La urmă și-au făcut ambiție vis-a-vis de dânsul. Asta zic, adică și el a greșit. A greșit, dar e mai glumeț așa, le ia pe toate mai în glumă, mai alea unii n-au perceput lucrurile așa. Au perceput-o ca pe o jignire și după aceea s-au întâmplat atâtea lucruri care nu și-au rostul. În momentul când ai o echipă pe nume Steaua și joacă în prima ligă, să mai faci o altă echipă, să se divizeze în mai multe societăți, să aibă interzis în bază, adică da, are numai fotbalul românesc care de suferit. Da, uite că ai văzut că și Helmut Ducadam a spus clar că el consideră că FCSB este Steaua. Un caracter foarte frumos. Un caracter foarte frumos, el nemai fiind la... Bine, știți că e un caracter frumos, Ducadam. El nu mai este la FCSB. Dom'le, nu contează aici să fie caracter frumos, ci să fie corect, să spun ce simte. Păi, da, dar dacă nu ești, dacă n-ai caracter, nu ești nici corect. Că Gigi Becali este singurul om suficient de doritor în momentul de față să bage bani în Steaua și ar putea fi o colaborare care să stingă acest conflict
FCSB să se contopească practic cu CSEA, Gigi Becali devine din nou patronul Stelei și să plătească anual, nu știu, o sumă de bani armate pentru a folosi brandul. Cred că asta ar fi cel mai bine pentru toată lumea. Dar ei știu mai bine ce... E ideal și cred că e unica soluție. Nu cred, pentru că sunt orgolile astea prea mari. Nu, e unica soluție în contextul în care poate să facă... Pentru că eu zic, nu o să vină niciun milionar să bage bani astea. Păi da. Că de când auzim Cataramă, Cataramă înainte de alegeri spunea că spun ea la Dinamo câți au venit astăzi. Să vorbească 2-3 zile, să se bage presă. În seamă, să-i vadă presa, exact. Să-l vadă cât de frumos e, că unii au dispărut din peisaj și au apărut numai după cât timp și în momentul când te asociezi cu niște nume așa foarte mari, începi să atragi.